Mii de oameni au ieșit în stradă și au protestat în capitala cehă Praga pentru a treia săptămână la rând împotriva noului ministru al justiției, de care se tem că ar putea să se amestece într-un proces penal intentat împotriva prim-ministrului. Protestatarii se plâng de mesajele noului ministru al justiției, mesaje care vin să-l susțină pe prim-ministrul miliardar Andrei Babiș, acuzat că a dobândit 2 milioane de euro din fonduri ale Uniunii Europene cu 10 ani în urmă, când era implicat în afaceri. Demonstrațiile au loc după revizuirile politice din justiție în alte țări din Europa Centrală, Ungaria și Polonia, care au condus la proteste și dispute cu Uniunea Europeană. În ciuda acuzațiilor și conflictelor de interese în care este implicat Babiș, partidul său ANO, care a fost un câștigător în alegerile din 2017, rămâne liderul clar în sondaje.